după ce am citit capitolul de astăzi, m-am întrebat, oare care este portretul nebunului despre care vorbește în capitolul acesta autorul? M-am întrebat aceasta deoarece, la prima citire, parcă nu am dat prea multă atenție acestui cuvânt, pentru că nebunul e nebun și eu nu m-am considerat nebun. Și poate că nici tu nu te-ai considerat nebun, da? Dar ce ai zice dacă nebunul despre care vorbește aici înțeleptul nu este așa de nebun sau nu este nebun așa cum ne gândim noi? Oare ce vrea autorul să spună atunci când vorbește despre nebun? Oare se referă la un om ieșit din minți, care nu poate gândi cu luciditate? Care are probleme mentale? Oare ce are autorul în minte când vorbește despre nebun? E bine, atunci când autorul vorbește despre nebun, nu are în minte niciuna dintre cele pe care le-am amintit mai devreme. Nebunul despre care vorbește autorul sau înțeleptul aici este o persoană care gândește, care are impresia despre sine că este înțelept, o persoană oportunistă, care consideră că scopul scuză mijloacele, care incită la ură și dezbinare, care înșală pe toată lumea, un mincinos, care se folosește de slăbiciunile altora pentru a dobândi câștiguri personale și alte caracteristici de genul acesta. Cam așa, sau cam acesta este portretul nebunului pe care înțeleptul îl descrie în capitolul 26 din Cartea Proverbelor. Evident, înțeleptul caută să își motiveze ascultătorii la cel puțin două lucruri. 1. Dacă asculți mesajul ăsta, ferește-te de oamenii ăștia. Ferește-te de cei nebuni care se încadrează în portretul pe care îl descrie aici autorul. 2. Dacă cineva care aude cuvintele înțeleptului și este pe calea nebuniei, să se trezească, pentru că mai există nădejde și pentru el. Deci, aș vrea astăzi să te întreb, ce fel de om sunt eu? Oare sunt un om înțelept sau sunt un nebun care mă încăpățânez ușor și îmi trece greu? Oare cum stau în gura mea cuvintele înțelepte? Oare au vreo greutate pentru cei din jurul meu cuvintele mele? Nu fi blând față de tine în abordarea aceasta, pentru că e vorba despre tine, despre viitorul tău. Mai bine te lupți acum cu tine, cu tine însuți, când ești tânăr și plin de putere și atunci când vei îmbătrâni vei culege rodul luptelor tale. Oamenii nu îmbătrânesc peste noapte. La fel, nici înțeleptul nu devine înțelept peste noapte. Caută înțelepciunea din tinerețea ta și pe măsură ce vei înainta în vârstă, ea te va ajuta tot mai mult în a-L urma pe Dumnezeu și în a-I ajuta și pe ceilalți să-L urmeze pe Creatorul lor. Să căutăm dar înțelepciunea și Dumnezeu cu siguranță va onora această căutare.